I-au spart mascați ușa. Un român de 20 de ani, considerat unul dintre cei mai periculoși hackeri ai lumii, a fost săltat din casă cu tot cu calculatorul cu care a reușit să spargă serverele Pentagonului și NASA. Tânărul din Timișoara se lăuda cu performanțele sale pe site-urile de socializare. I-a scos din sărite până și pe agenții de la FBI. Agenții FBI și reprezentanți NASA i-au ajutat pe anchetatorii români să dea de urma hackerului. Tânărul a fost săltat la prima oră chiar din apartamentul în care locuiește în Timișoara. Am văzut vreo 3-4 mascați coborând din această scară de bloc, ducând un tânăr. Timișoreanul de 20 de ani a intrat în atenția procurorilor după ce a reușit să spargă servere aparținând NASA, ale Armatei Statelor Unite, ale Pentagonului și ale Agenției Aerospațiale Europene. Sunt servere care, cel puțin teoretic, se aseamănă unor fortărețe informatice. Hackerul a creat chiar și un program pentru spargerea codurilor de securitate pe care l-a scos la vânzare pe blogul său. Din pasiune, pentru că le place chestia asta și vor să aibă un renume. Tin Code nu s-a ferit niciodată să se laude cu performanțele sale. A postat chiar și o înregistrare video care arată pas cu pas cum a spart site-ul Pentagonului. Iar anul trecut, în mai, anunța pe Twitter compromiterea serverelor NASA. Motivația a venit pe Facebook. În viața de zi cu zi sunt o persoană normală care își petrece puțin timp pe internet. Tot ce am realizat până în acest moment a fost doar pentru a-mi hrăni hobby-ul și sub nicio formă pentru a-mi găsi un loc de muncă, cum majoritatea cred. Tânărul a făcut cunoștință cu celebritatea în noiembrie 2010, când a spart site-ul Marinei Britanice. Câteva luni mai târziu a dat peste cap codurile de siguranță ale Agenției Spațiale Europene, însă identitatea sa reală rămânea necunoscută. În toamnă, când un alt hacker român a fost arestat la Cluj, Tin Code scria pe Twitter: la naiba nu sunt tipul care a fost arestat. Porecla mea e Tin Code, nu Iceman. Deși Tin Code a dat peste cap sisteme informatice extrem de avansate, tânărul despre care se crede că s-ar ascunde în spatele acestei porecle nu a impresionat și la facultate. Se prezentase la un singur examen chiar la bazele informaticii pe care l-a picat. Tânărul era student la Facultatea de Informatică, însă colegii și profesorii nu au apucat să îl cunoască foarte bine. Nu s-a prezentat rău. Învățat din alte surse, probabil. Avem și la școală cursuri de securitate, dar nu de cursul de hacker sau așa ceva. Numai târziu de duminica trecută, președintele Traian Băsescu venea cu o soluție pentru hackerii români. Avem atâția hackeri talentați care ar putea fi utilizați pozitiv în apărarea sistemelor cibernetice ale statelor membre NATO. Tânărul ridicat azi dimineață a fost adus la București și este audiat la această oră. Iarna sau vara, Radu Mazăre.